putere scapă țara, telichele de perveri și mafioți, pune-i la respect pe toți. Hai Băsescu la putere, scapă țara pe pelele, toți dușmanii tăi acum să te știe de jupând. Și crește procentul mare. Hai, lelele, lelele. Hai Băsescu la putere, scapă. Alo, doamne, ce se întâmplă? Dați, mă, muzica asta, mai încet, mă, că nu mă mai înțeleg cu lumea aici. Ce-i hărba bună asta aici? Păi nu ați spus că vom vorbi despre Petrică Cercel, ala cu Manea? Doamne, eu n-am spus că vom vorbi despre Petrică Cercel, manelistul. Noi vom vorbi despre Petru Cercel, voi podul. Știu că și ăștia fac istorie, cum face și voivodul Iliescu, voivodul Băsescu și cu domnitorul Iohannis. Dar asta este problema posterității, celor de după noi. Ce mă interesează pe mine, ce o să creadă ea despre noi acum? Important e că noi avem o istorie interesantă. O să se laude sau o să se rușineze problema lor. Băgați-vă mințile în cap. Bine ne-am regăsit, prieteni, sunt Gelu Dorofte și astăzi la istoria noastră vom vorbi despre Petru Cercel, care este considerat cel mai excentric dintre domnitorii pe care i-a avut țara românească. Petru Cercel a avut o viață demnă de un aventurier, singurul domnitor român care a purtat cercel. După moda de la Paris, a trăit o vreme la curtea regelui Henric al III-lea al Franței și a reușit să învețe în perindările lui prin lume 12 limbi străine, în timpul liber citea și scria poezii. Petru Cercel, fiul domnitorului Pătrașcu cel Bun și fratele domnitorului Mihai Viteazul, și-a petrecut tinerețea în exil, a trăit în exil trimis de otoman pe insula Rodos. După ce a încercat să evadeze, a ajuns întemnițat în Siria la Alep. Abia după ani greu de exil greu, Petru a reușit să scape de sub supravegherea otomanilor și și-a început demersul de a câștiga tronul românesc, căutând ajutor la occidental. În 1575 se afla la curtea de la Praga, încercând să primească ajutor de la împăratul Maximilian de Habsburg. După moartea acestuia, a fost nevoit să plece în Italia, cu intenția de a cere sprijin papei. 2 ani a trăit la Roma, însă nici aici nu a reușit să obțină sprijinul militar dorit. Ajuns la Paris, s-a reușit să o uimească cu farmecul și inteligența lui pe Caterina de Medici și astfel a intrat în anturajul regelui Henric al III-lea. Se spune că până la acea dată, în urma perindărilor sale prin multe țări, Petru Cercel reușise să învețe 12 limbi străine. În Constantinopol, Cercel va fi învățat carte cu profesor de seamă, iar la Rodos și-a însușit pe deplin limba greacă și turcească. În pribegia lui prin Asia și Africa, își va fi îmbogățit cunoștințele cu multe alte lucruri și își va fi însușit limbile orientale. Ajuns în Transilvania, el a învățat ungurește, apoi în Polonia polonă, în Germania nemțește, în Italia italienește, iar în Franța franțuzește, așa încât ajunsese a cunoaște 12 limbi străine. Scrie Ștefan Pascu în lucrarea biografică Petru Cercel și țara românească.
Cum regele Henric era cunoscut homosexual, apropierea lui Petru Cercel de acesta și pasiunea lui pentru haine și bijuterie elegante i-au atras și lui eticheta de homosexual. Însă în izvoarele istorice nu există dovezi care să confirme acest lucru. Abia în Franța a reușit după ani de pribegie să primească ajutorul căutat. Franța era la acea dată aliată Imperiului Otoman și regele Henric al III-lea a hotărât să-l susțină pe Petru Cercel pentru instalarea pe tronul Valahiei. În anul 1581, Petru Cercel ajunge din nou la Constantinopol, unde, susținut de diplomații francezi, face demersuri pentru obținerea principatului românesc. A fost botezat de boieri cu porecla de Cercel. În anul 1583, Petru Cercel a fost instalat ca domnitor al țării românești. Boierimea din țară l-a văzut ca pe un extravagant, cu un aspect și o abordare complet diferită de cea tradițională valahă. Portul vestimentar occidental pe care l-a adoptase Petru Cercel în Franța a șocat boierimea din țara românească. După instalarea pe tron, și-a căpătat numele de Cercel din cauza bijuteriei pe care o purta după moda din Franța. Domnitorul avea în ureche un cercel de aur ornamentat cu o perlă de mărimea unui ou de porumbel. Se spune că cercelul i-ar fi fost dăruit chiar de către regele Franței, Henric al III-lea, cel de care l-a legat o prietenie controversată. A vrut occidentalizarea țării românești. Crescut și școlit în țările occidentale, Petru Cercel a vrut să imprime și principatului său valori și obiceiuri din Occident, tentativa lui fiind privită cu mare suspiciune din partea boierilor. În puține ani de domnie a încercat să reorganizeze armata după modelul occidental și a construit un atelier pentru turnat tunuri din bronz. A încercat să aducă la curtea sa moda vestimentară din Franța, lucru privit cu ostilitate de către boieri. Pasionat de literatură și cultură, Petru Cercel a fost unul dintre puținii domnitori români cu veleități de scriitor. Documentele istorice în care au fost consemnate mărturiile unor apropiați la curte demonstrează că domnitorul își petrecea timpul liber scriind și citind. Întrebat ce face principele toată ziua, un băiat de la curte răspunde că studiază dintr-o carte de istoriile întregite ale lumii ce a fost trimisă în fortăreața din Chiuar de către părinții iezuiți din Cluj pentru petrecerea timpului liber și că scrie versuri, o oarecare istorie și se mai delectează mult cu poezia. Mai consemnează Ștefan Pascu în lucrare biografică Petru Cercel și țara românească. Unul dintre cronicarii vremii, italianul Fuxi Lupino Oltadinum, îl descrie pe domnitorul român astfel: toți se mirau de aerul și de înfățișarea lui cea maestoasă, de vorbirea lui cea curată în aproape toate limbile europene și de înalta lui înțelepciune. De numele lui Petru Cercel se leagă construirea aducțiunii de apă la Târgoviște și ctitorirea Bisericii Domnești. Multe dintre reformele pe care domnitorul a vrut occidentalizarea țării românești au stârnit nemulțumirile boierilor. Cea mai mare supărare adusă boierimii a fost reforma fiscală. Când domnitorul a aflat că boierii au pus la cale mazilirea lui în 1585 și-au luat averea și-au plecat în exil în Transilvania, trădat și jefuit de oamenii de încredere, a ajuns întemnițat la Mediaș.
după ce a fost eliberat, a plecat din nou în Occident pentru a cere sprijin în vederea recuperării tronului. Fără succes, în Franța a plecat către Constantinopol, unde însă a fost trădat de otomani. Cel mai mare rival al său, Mihnea, redobândise tronul Valahiei cu sprijinul turcilor. Petru Cercel a fost întemnițat de turci inițial la Edicule. Li s-a spus că va fi trimis în exil în Rodos. A fost urcat pe o corabie și ucis în mijlocul Bosforului. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Gelu Dorote și ne vom revedea la un alt documentar despre istoria noastră. La revedere! Hai toată lumea la vor! Băsescu câștigă tot! Hai Traianei că ai valoare! Și crește procentul!